Voi faceți muzică în familie, tatăl vostru compune, voi cântați amândoi pe scenă, cum este? Este destul de dificil având în vedere că tata ne critică de obicei în mod constructiv, dar în rest este foarte bine, având în vedere că l-avem și pe noul nostru coleg aici. Am făcut o trupă cu ajutorul domnului profesor Florin Ciobanu și acum cu ajutorul tatei și ajutorul lui domn profesor am reușit să facem ce ați văzut pe scenă. Cum ai ajuns să te cunoști cu ei? Un profesor de la mine, de la școală, îl cunoștea pe domnul Ciobanu și m-a scris pe mine la școala populară și m-am cunoscut pe domnul Ciobanu și am cunoscut și pe ei și tot a mers de la sine. Sperați la vreun premiu? Sperăm să da, având în vedere concurența pe care am avut-o, nu suntem atât de siguri, dar speranța mare ultima, nu-i așa? De când este această trupă înființată? Cred că maxim 2-3 săptămâni, dar totul a mers bine. Ai participat și la individual. Unde crezi că ai fost mai bun? Aici, la grupe sau la individual? Nu aș putea spune că am fost mai bun într-un loc sau în altul. Eu consider că am fost la fel de bun în ambele locuri. Mai mult la grup. Pentru că am ocazia să întâlnesc mai mulți oameni și este mult mai plăcut.